Bună ziua, dragi prieteni! Salutare la toți! Astăzi discutăm cu Olga, buna mea colegă, prietenă. Lucrăm împreună de aproape de 10 ani de zile. Exact. Da, și astăzi, cred că mai mult ca niciodată, este foarte actuală tema imunității, tema îngrijirii, cum să ne îngrijăm din interior, să avem un zâmbet mereu bun, să avem energie ca să lucrăm și copiii noștri să fie tot timpul sănătoși și energici. Și astăzi, împreună cu Olga, vreau să discutăm despre un set excepțional pro-imunitate și dacă poți, Olga, să ne spui despre fiecare produs, poate câteva cuvinte, ce ar trebui să cunoască persoanele. Mersi, Eugen. Eu vreau să vă spun care este abordarea mea, strategia mea, cred că gândirea mea, da? Logica gândirii mele. Când merge vorba despre imunitate, noi nu căutăm imunitatea într-un singur produs. Adică nu există un produs pentru imunitate. Ce înseamnă o imunitate puternică în organismul nostru? Este un organism sănătos de la până la. Da? Deci, iată, atunci va fi o imunitate, un sistem imun bun. Dar dat fiind faptul că noi cunoaștem, da, încă de la orele de biologie, la Universitatea de Medicină se translează, se dau cunoștințele date, da, că 70%, 80% de imunitate, asta este intestinul nostru. Înseamnă că unde noi trebuie să căutăm această imunitate? Da? Acolo. Deci, la noi, tractul gastrointestinal trebuie să lucreze perfect. Iată, atunci tu ai o barieră imună puternică. Atunci organismul tău poate face față virozilor sau altor patogeni, da? Și vă face față destul de puternic. Și eu întotdeauna sunt pentru o abordare complexă, deoarece nu este un singur remediu pentru a ridica imunitatea. Da? Și cred că din acest motiv astăzi o să facem cunoștință cu unul din seturile mele iubite, produsele sau suplimentele, nutrienții mei favoriți. Alimentația tot. Zilnică. Da, alimentația zilnică. Și de ce vedeți voi aici, da, nu sunt medicamente, nu este tratament, este mâncare. Și atât mâncarea aceasta, eu, după posibilitate, mi-o fac să fie tradiție în casa mea, o cultură nouă în familia mea. Aici noi avem, iată așa, cocktail proteic. El este proteină organică, este proteină îmbogățită cu vitamine, cu minerale. Este, da, dacă traducem din limba engleză, smart meal, mâncare deșteaptă. Deci americanii au inventat această formulă, acest cocktail, pentru a ajuta oamenii, da, care nu reușesc să mănânce, sunt activi, businessmani, programiști, oameni ca și mine cu Eugen, cu modul activ de viață. Acest cocktail mă salvează pe mine să iau o mâncare calitativă, o masă calitativă. Cei care doriți să dați jos din greutate, locuiți cina, da, cu acest gustos cocktail și o să vă topiți, cum eu spun, ca un tișur pe tigaie. Da? Dacă eu vreau să îmbogățesc terci de dimineață copilașului meu, deoarece am un bebeluș de un an și jumătate, eu îi pun un pic de cocktail de pulbere de proteină, da, în acest terci. Și eu știu pentru ce o fac și știu ce utilitate el aduce. Da? Cocktailul proteic Smart Meal, el este sigur, este efectiv pentru sănătate. Aici sunt toți aminoacizii necesari și esențiali și neesențiali ca organismul nostru să facă față virozilor, infecțiilor sau altor patogeni, după cum am vorbit. Deoarece la baza noastră, imunității noastre, sistemului imun, da? Și baza, fundamentul sănătății corpului și cum noi arătăm, stau aminoacizii, anume proteina. Iată, aici este sursa suplimentară, când noi înțelegem că noi nu putem lua, da, sau nu unde ajuns noi luăm această proteină din mâncarea care noi astăzi o mâncăm, atunci noi apelăm, iată, la așa cocktail proteic. Da? Nu știu, pe mine m-ai convins, nu știu pe voi, dar pe mine m-am convins. Eu m-am convins și pe mine, deoarece eu așa explic mie, da, eu conștientizez de ce eu îl procur, pentru ce eu banii acestei îi cheltui. Atunci când tu ai cunoștințe, tu, da, îți iei rămas bun cu banii care dai pentru suplimente foarte ușor. Când nu ai cunoștințe în domeniu, respectiv tu stai la dubii, da? E scump, nu e scump?
Ok, mergem mai departe. Da. Noi aici avem lecitină și omega-3. Sunt două suplimente, eu consider, care sunt inevitabile, necesare, esențiale la momentul de față. Astea sunt grăsimi bune, dar de omega-3 cred că s-a auzit, nu o să deschid acum America. Lecitina sunt fosfolipizi. Din lecitină este 40% în ficatul nostru. Creierul nostru, da, membrana neuronilor care izolează celulele nervoase, membrana de izolare este din fosfolipizi, da? Spermatozoizii la bărbați, calitatea lor este fosfolipizi, lecitina. Deci surfactantul, ceea ce materia de construcție a alveolilor, da? Deci este în sistemul respiratoriu, bronhii, plămâni, da, este lecitina. Deci și noi respectiv aceste suplimente, aceste nutrienți, mă scuzați, aceste grăsimi bune, nu se ajung la noi în alimentație, în viața noastră modernă, a omului modern. Din acest motiv și eu le consum. Eu pește proaspăt nu mănânc din motiv că nu trăiesc lângă mare, lângă ocean. Da. Da? Noi, moldovenii, nu avem iată așa bucurii, fericire. Din acest motiv, omega-3 este pe masa mea mereu. Omega-3, apropo, ea este și ca pro-inflamatorie, deoarece conține prostă, adică ea stimulează producerea prostaglandinilor în organism, care lucrează nu mai puțin efectiv ca preparatele antiinflamatorii sintetice. Ce legat de cistită, eu am rezultat personal pe omega-3. Da, cistita cu omega-3 de la Sunshine am hotărât-o în câteva zile. Pentru mine a fost o deschidere mare, da, acest rezultat. Lecitina, cei care nu dormiți noaptea liniștiți sau copiii care sunt neliniștiți, da, lecitina. Apropo, fiecare membrană din celula noastră, ea este la baza ei, adică membrana este construită din fosfolipizi, din grăsimi bune. Așa că noi cu voi suntem celulari, dacă noi vorbim de imunitate, da, de sănătate, de frumusețe, de unde începe ea? Da, de unde începe viața? De la celulă. Dacă membrana celulei este sănătoasă, atunci toți nutrienții intră în celulă și celula se hrănește corect și toate toxinele metabolice, da, rămășițele alimentare, iese ușor din celulă. În caz că membrana, ușile acestea lucrează corect. Însă dacă noi avem dereguleri de membrană, da, este defectată, atunci celula aceasta ea nici nu se hrănește, da, și nici, spunem, rămășițele nu iese din ea. Se primește că ea se neacă însăși în murdăria, da, în gunoiul care ea îl produce, în gunoiul metabolic. Celula degradează sau mutează, da, sau moare. Iată, chestiile acestea, da, nu trebuie permis să se întâmple la noi în organism. Mai avem încă un suc minune care acum este top, cred că numărul unu din suplimentele vândute în toată lumea, clorofila lichidă. Da. Clorofila pentru ce eu o beau? Eu o consum zilnic pentru faptul că eu... Mai ales pe căldura asta, da. Poate e foarte super. Eu înțeleg ca nutriționist care este importanța pH-ului în organismul meu. Voi tot cred că s-au auzit despre aceasta, da? Noi trebuie să avem un pH în normă. Într-un pH ok nu se dezvoltă bacteriile, virozele, oncologia. A fost dat premiul Nobel pentru aceste descoperiri a oamenilor de știință. Clorofila, ea creează un pH, alcalinizează corect organismul nostru, regenerează țesuturile, are efect antiinflamatoriu, antifungic, antibacterian. Și pentru imunitate, foarte bun. Tot aceasta se reflectă asupra imunității, vrei, nu vrei, da? Deci regenerează renele, dacă sunt, hidratează organismul, ajută apei mai bine să se asimileze, da, în organismul nostru. Și cred că o funcție foarte importantă pentru care eu mult stimez acest produs este pentru detoxifierea zilnică a organismului. Știți, asta ca un ca o curățenie ușoară. Ca o curățenie ușoară în casa ta, cum ai face zilnic. Iată așa face clorofila, da, în organismul nostru. Noi cu voi respirăm cu metale grele, da, noi avem multe toxine, da, în aerul nostru, nu este cel mai perfect. Noi cu voi mâncăm, nu cel mai ideal, da? Noi cu voi, voi bem apă, care nu se știe întotdeauna de ce calitate, da? Și iată, eu, cu niște intenții de aceste lucruri, eu nu îmi pot permite să nu beau clorofila când știu efectele ei benefice asupra organismului meu.
Și aici următorul produs care eu îl iubesc foarte mult, dragii mei, el se numește produsul oamenilor bogați, da? Produs dumnezeiesc. De ce? Da, produsul zeilor, pentru faptul că el este foarte gustos, e o concentrație de diferite poame, fructe. Da, fructe exotice, mangustine. Super gustos și zamroza a primit premiul Nobel ca cel mai puternic lichid antioxidant în lume. Deci nu am să mă aprofund acum, da, în datele de orac, cum se calculă acest efect, da, de antioxidant pe care îl are zamroza. Păi este interesant, puteți găsi pe site-ul oficial la naturesunshine.ru, da, găsi informația despre zamroza. Însă mie îmi place că ea este gustoasă, mie îmi place că ea face efecte minunate cu pielea, dă energie, neutralizează celulele cancerogene, mai ales acum când noi primim, da, la așa timp de soare, vară, radiație foarte puternică, zambroza ne păzește pe noi, iată, de această radiație inclusiv. La fel o face și clorofila, da? Așa că dacă merge vorba de imunitate, antioxidanții participă aici numai puțin. Dacă merge vorba de imunitate, aminoacizii stau la bază. Dacă merge vorba de imunitate, grăsimele bune stau la baza, da, celulei, membrane celulare, fără care noi nu putem supraviețui fără, da, o membrană sănătoasă. Dacă merge vorba de imunitate, fără un detox ușor, fără de curățire, noi nu putem să avem o viață calitativă. Da? Și mie îmi place că această băutură pe mine mă ajută, scuzați, mă ajută în stări critice când, iată, este viroză sau este careva răceală, da, la bebelușul meu, eu câteva ori l-am scos, foarte bine m-a salvat zambroza. Deoarece în orice perioadă de boală, când tu dai antioxidanți, ei ajută la tot programul sau la tot tratamentul pe care tu îl faci. Ajută mai repede să fii mai efectiv, mai calitativ. Da? Și este testat tot pe pielicica mea, deci e un respect mare acestui producător pentru produse calitative, pentru că noi avem acces în Republica Moldova de a consuma produse, suplimente din altă calitate, care ne asigură o calitate, spunem, bună a vieții noastre. Mulțumesc, mulțumesc frumos! Prieteni, mine mă întreabă foarte mult, Eugen, de câte ori pe an sau cât de des ar trebui să folosești în alimentație suplimentele esențiale? Și eu deodată întreb altceva, să mă întreb, dar tu de câte ori mănânci pe zi? Care ar fi răspunsul tău la asta? Olga, de câte ori eu am nevoie să folosesc, de exemplu, clorofilul sau omega-3? Ce mi-ai răspunde tu mie? Eu un pic am să încep, da, din parte, da. Iată, ceea ce vedem noi, cum eu am început să zic, asta este mâncare, nu tratament. Da? Un om modern este nevoit să aibă grijă de sănătatea sa. Un om modern conștient. Și atât toate aceste suplimente, ele sunt de utilizare zilnică, de uz zilnic. Ele sunt de uz zilnic toată viața. Da? Iată, eu înțeleg că sunt anumite suplimente care eu toată viața o să le consum. Deja 10 ani eu administrez suplimente, eu văd starea mea de sănătate, eu văd sănătatea soțului meu, a copilului meu, pe lângă sute de clienți care i-am în spate. Da? Mie îmi place. Mie îmi place starea dată și eu înțeleg că eu vreau să consum suplimente mereu, deoarece eu mă simt bine, eu văd rezultatul lor. Și eu conștient mă uit la realitatea care mă înconjoară. Da? Mâncarea la mine tot nu întotdeauna este prezentă, da? Deoarece ești sau în deplasare sau în consultație, tu nu reușești. Smart meal-ul mă salvează. Da? Cum eu mă păzesc de oncologie care pe primul loc oamenii e primul sau al doilea loc după mortalitate, da? Antioxidanții, poftim. Eu cunosc chestiile acestea și eu îmi asigur familia mea. Oncologie, diabetul. Da, organismul meu. Eu cunoscând că celulele mele, eu sunt celulară și la baza sănătății mele... Așa le zic, parcă e aur. Da, într-adevăr e aur, da? La baza sănătății mele stau membrane celulare și eu nu pot să-mi permit să nu consum lecitin și omega. Eu cred că ceea ce vedeți voi aici, da? Aceasta este mâncarea care trebuie să fie prezentă în casa ta mereu, da? La toți membrii familiei. Asta este personal practica mea, abordarea mea, da? Și răspunsul meu la întrebarea. Mulțumesc, da. Mulțumesc frumos. Cu drag. Și cred că ca să încheiem, mi-mi place, este un citat care îl folosesc destul de des.
este faptul că corpul nostru este un adevărat templu. Corpul nostru este ceva sfânt. Mm-hmm. Datoria noastră, datoria mea, a Olga și a restul persoanelor, este să avem grijă de acest templu. Așa că eu vă îndemn să aveți grijă de voi, să aveți grijă de imunitatea voastră și Olga, îți mulțumesc mult pentru participare și să fiți conștienți, un sfat două, dacă poți la final. Da, eu aș vrea să vă spun, cunoașteți, fiți flămânzi de cunoștință. Deoarece ceea ce vorbim noi asta este practica noastră, punctul nostru de vedere. Însă când tu cunoști ce prezintă importanța fiecăruia component despre care eu am vorbit un pic, atunci tu ai credință, tu ai argumente pentru creier. Creierul îți permite să le consumi. Că dacă nu ai cunoștință, cineva doar ți-a recomandat, da? Ai auzit o recomandare. Tu ai să ai îndoieli, tu ai să ai frici care tine te stopează să administrezi suplimente care să dea o altă calitate a vieții. Deci cunoștințele, da, un om cu cunoștință conduce cu lumea, conduce cu viața sa. Eu vă urez vouă să fiți oameni conștienți, flămânzi, de a cunoaște cum să fii în ziua de azi, sănătos, productiv în muncă, bun... În starea hormonală, eram să mă exprim un pic altfel, da? Să iubești, să iubești viața, să iubești femeia, să iubești bărbatul la timp, da? Să ai o reacție, știți, să ai o reacție normală la viață, la ceea ce se întâmplă în viața ta. Eu cum am văd atât de mulți oameni iritați, stresați, da. Deranjați, nici nu știu cum să-i numesc, da? Din cauza că nu, ei nu sunt rei, ei sunt... ei au lipsă de anumiți nutrienți, lipsă de vitamina B, lipsă de lecitină care construiește și liniștește sistemul nervos, lipsă de aminoacizi de bază care le încurcă să creeze hormonii, glande tiroide, da, pe 3-4. Cei care au întrebări, mai ales femeile cu glanda tiroidă, vor fi întotdeauna femei iritate, nemulțumite. Și eu înțeleg că specialist aceste chestii că nu e nouă problema. Problema este în faptul că el nu-i hrănit calitativ. Așa că, dragii mei, cunoștință, informație, este Eugen, sunt eu, vă putem mereu da un sfat, o îndrumare calitativă, cum ne-a dat și nouă cineva în viață. Și că sper mult această informație să fie utilă. Mulțumim mult! Multă baftă și succes tuturor! Sănătate la toți! Eugen, ți-am mulțumit de așa.